Un nou caz de infectare cu variola maimuței a fost diagnosticat în România. Este al cincilea confirmat până acum. Conform Digi24.ro, pacientul este un bărbat de 37 de ani. El are o formă ușoară a bolii și nu a fost internat în spital. Simptomele au apărut pe data de 18 iunie, iar infecția a fost confirmată astăzi în urma investigațiilor de laborator potrivit Ministerului Sănătății. Bărbatul este acum izolat la domiciliu. Primul caz de variola maimuței din România a fost anunțat la data de 13 iunie. De atunci au mai fost confirmate încă 3 cazuri până la cel de astăzi. Variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. Variola maimuței nu este o boală cu transmitere sexuală, însă expunerea directă prelungită specifică contactului intim și expunerea la fluide corporale infectate favorizează răspândirea bolii între oameni. Aceasta constituie motivul pentru care cele mai multe cazuri de variola maimuței la om au fost depistate prin intermediul serviciilor de sănătate sexuală, conform Medicover.ro.